Zeci de locuințe din Găvănești au fost afectate de apele dezlănțuite. Mai multe locuințe se află sub asediul apelor de aseară, de când râul Gemărtălui s-a abătut asupra comunei Găvănești. Suntem într-o curte unde apa a ajuns până aproape de geamurile casei. Acum, din fericire, este în retragere, însă curțile sunt în continuare inundate. 11 case a pătruns apa în gospodării, a intrat și în case, bineînțeles. Am fost solicitați prin 112, echipajul de la detașamentul Slatina s-a deplasat la fața locului, au salvat cu barca pneumatică 4 persoane, 4 persoane au fost salvate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Găvănești, iar un număr de aproximativ 14 s-au autoevacuat, toate sunt în siguranță la rude, nu sunt probleme deosebite. Au fost evacuate toate animalele din gospodăriile acestora. Cu ajutorul pompierilor și al jandarmilor, oamenii au salvat din calea viitoare ce au putut mai repede. Pentru casele lor însă nu au putut face nimic. Au ridicat cât au putut mobilierul, iar acum se chinuie să scoată apa care și-a făcut loc prin toate cotloanele. A atins apogeu azi noapte în casă de aproximativ 80 de centimetri. Iar anexele au fost îngropate definitiv de apă, cotețe, WC-ul, cămară, bucătăria, beciu. A reușit să salvăm pui, porcul, să ridicăm ce este prin casă și în rest am stat așa, că ne-am pomenit odată la gleznă și odată la o jumătate de metru. După aia, cam 3 ore până la brâu și spre dimineață a fost și mai mare. Spre dimineață au venit băieții de la jandarmerie, pompieri, nu pot să-mi dau seama ce a fost, ne-au ajutat cu bărcile. Am salvat păsări, tot ce s-a putut. În rest, apa n-a putut să oprească. Din calea apelor nu a mai scăpat nimic. Nimic. Ce să mai scape? Nu mai are ce să mai scape. Totul este sub apă. Nu este prima oară anul acesta când apele râului Gemărtălui se revarsă asupra comunei. De data asta a fost ceva fabulos. Asta e a treia oară care vine, asta e... Cred că prima și ultima care vreau să mai vină în viața vieților mele. S-au făcut demersuri către prefectură, către direcția apelor române, pentru regularizarea Gemărtăluiului, atâta de la intrare din partea Vulpeniului Gropșani, partea asta până la Balș, la revărsare în Olteț, datorită faptului că s-a colmatat. Și în Icoana, Morunești, Poiana Mare, Dobroteasa și Verguleasa, mai multe gospodării au fost inundate.